dacă eu încep vreodată să mă vait de rasism, lumea o să zică că mă răsfăț. Că asta e. În rasism de România nu m-am vaitat niciodată. Că au fost punctual niște momente, puține, multe, nici nu mai contează, e altceva. Că eu am învățat în toți anii ăștia în care am trăit în țara asta și printre oamenii ăștia, să-mi dau seama că e vorba de indivizi. Punct. E vorba de indivizi, de niște imbecili peste care am dat. Ori să-i terce pe mață, n-am niciun fel de apăsare. Pe când, dacă ești din țară, rasismul nu mai e... Atunci când vorbești de rasism, într-adevăr se manifestă prin indivizi, dar e un curent. Și îl simți. Am ajuns în... Uite, în America, vorbim de America. Am ajuns în America și la vamă deja fusesem de vreo 2-3 ori și era pentru prima oară cu Andreea. Andreea, vorba aia, o știi foarte bine. Mică, blondă, ochi albaștri. Se aud îngerii când apare. La... Român cu rusoaică. La... Da, mă rog. La vamă scrie mare frumos Families Together. Ia cu pașaportul mână, eu cu pașaportul mână. Hello, hello. Ia de pașaport, eu timp pașaportul ăla nici măcar nu că nu se uită la pașaport. Se uită la mine cu o scârbă, așa zice. Behind the line. Și zic, da, dar acolo scrie Families Together. Și ăsta ia pașaportul Andrei, se uită la mine cu o scârbă, bă, băiatule, bă, și zice, aha, and how are you related? Și Andrei zice, păi știi că sunt soția lui. Da, ține, așa. În mod normal, atunci când intri pentru prima oară în state, te trece pe niște interviuri, pe niște alea, de multe ori se întâmplă. Când după ce a dat ăsta de gardă așa, eu luat pașaportul, pac, hai, m-am prânt, alea, bine ați venit, la revedere. Nu știa cum să mai scape de noi ca să nu mă apuce pe mine spumele, știi? Că cum îți poți tu închipui că minunăția asta blondă e soția ursului brun? N-ai cum așa ceva, știi? Deci, nu, la noi, exact, a zis foarte bine, rasismul nu este împotriva negrilor. E, dar nu e împotriva negrilor. Nu că e bine, nu că e rău, eu zic cum e. Da, în Bercen, cum... Cum era tratată situația asta? Adică hai să o luăm altfel. Dacă e să compari ce ai experimentat tu acolo și ce ai experimentat un țigan, au existat puncte comune așa în relaționarea cu ceilalți? Nu. Nu. Dar nici n-aveau cum să, că eram... Noi eram la momentul ăla în Bercin doi negri. Era Alberto, care juca la... Parcă Alberto chema, nu sunt nebun. Cred că Alberto sunt întâmpit, în ce scuze. Juca la autobuzul, fotbal, și cu mine. În general, cartierul ăia din cartier ne cam știau pe amândoi. Fază. Ieșind în cartier, nu mai știu ce petrecere în Crângaș, party, dance, dance, alea, apărem și noi. Eu, Mario, Gulie, Rață, Dic, ăștia eram cei cinci care umblam. Băi, ce gașcă de Cartoon Network. Exact, gașcă de Cartoon Network. Și ajunge la partea alea și desigur că la un moment dat se ajunge, cine e ăla negru care ne bea alcoolul? Băi, tu, cine e, ce cu tine? Și se ajunge la o îmbrânceală de asta, alea, și la un moment dat a zis unul, băi, Astom, ăsta e negru nostru. Și a fost un ăsta, un hop așa, era altă gașcă din Berceni. Și oamenii mă știau. Ăsta e negru, nu vă luați de negru nostru. Găsiți-vă alt negru să vă luați de el. Ăsta e al nostru. Albert, pentru... pentru asta ne băgăm. Și când s-au băgat și aia, s-a schimbat raportul de forțe, s-a terminat cu scandală și cu bătaia, știi? Deci cumva, sigur că, încă o dată, dai peste imbecili, dar overall, bă, eram negru cartierului, nu te luai de mine. Sigur că unul care este foarte atent la nuanțe, găsește cumva un rasism și în chestia asta. Absolut. O discriminare și în chestia asta. Numai că român fiind, trăind în România, îți dai seama de diferența de nuanțe. Știi? E o diferență de nuanțe foarte mare. Și sigur că acum dacă dai drumul la Facebook, vezi fel de fel de remarci rasiste, dar oamenii sunt proști. Și de-aia ajung la rasism. Sunt ignoranți în primul rând. Da, mă rog. Ignoranți și după aia... Ai înțeles. Și partea aia cu... Eu nici nu mă gândeam să o aduc în discuție, dar sigur o să zică lumea, dar de ce nu l-ai întrebat pe Cabral de faza cu arbitru și cu Pulan? Bă, nici nu voiam să o aduc în discuție.
Că presupun că ai aceeași concluzie. Mie și până ați văzut. Mie mi-a ieșit până azi toată faza aia, pentru că, din păcate, la sfârșit n-a înțeles nimeni nimic. Nu, nu. România a zis, domnule, n-a fost rasism. Ăia de afară a zis a fost rasism și îl sancționăm exemplar. Ce nu înțeleg ai noștri este că la scara noastră n-a fost rasism la standardul nostru. Dar acolo nu e vorba de standardul nostru. Pentru noi, omul n-a zis nimic agresiv, n-a zis nimic discriminator, decât că a observat că ăla e negru și ăla e alb. Numai că nu suntem la scara noastră de bloc acolo. Da. Acolo suntem undeva unde civilizațiile alea, societățile alea, da, simt că în spatele lor, strămoșilor au făcut niște căcaturi foarte mari. Și atunci ei cumva simt sau sunt forțați să simtă, sau nu-i treaba mea că eu trăiesc aici, nu acolo, cumva să repare acele lucruri, pentru că acele lucruri ar trebui reparate. Adică regele Leopold al belgienilor a făcut niște nenorociri oribile până Africa. El în continuare are statui în Belgia. Boss, n-avem o problemă aici? Știi că, domnule, e vorba de cultură, băi, e vorba de istorie, dar istoria nu e neapărat corectă. Și cât timp afară, ăia albi i-au deținut pe ăia negri, i-au avut, cum ai tu mașina aia frumoasă și scumpă, așa avea strămoșul vecinului tău care venea din Belgia 200 de negri. Și românici că aveau sclavi țigani. Da, dar la noi a fost combinat altfel. Acum, în epoca modernă, li se zice robi, ca să nu fie sclavi. Da, 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 asta se erau. Zice de când eram noi mici, tot robi. Atunci a început asta cu robii, ca să nu pară că sclavism, da, că sclavie. Asta era, în sfârșit. Și cât timp ești la ei, la scara de bloc, și ei consideră în UEFA sau cine organizează campionatul ăla, că nu sunt cu fotbalul deloc, sunt, mă rog, deloc, mă uit, dar nu sunt în in-depth. Ei consideră la scara lor de, nu știu, la scara de bloc, că treaba aia e rasism, e, atunci treaba aia e rasism. Pentru că nu e rasismul ăla de uite-l pe negru la urât. Nu. Este discriminare. Discriminare înseamnă că tu ai văzut că ăla e negru și ăla e altul. N-ai voie, în standardul lor, să identifici un om după culoarea pielii. E o treabă foarte simplă de altfel. Știi? Numai că la noi, bă, ce ai zis, cioară, n-ai zis cioară, atunci nu e discriminare. Nu, tati, ești tântălău. Că nu e treaba asta. Este scara lor de bloc și acolo regulile sunt altele. Știi? E foarte simplu dacă mă întreb pe mine. Da, da, da. Și în același timp îmi plac... Mi se pare că ai pus super logic problema. După văd că așa... Da, super vezi logic că... problema. Ai pus... Bă, mi se pare că ai pus super logic problema. Încă o chestie foarte mișto. Mi se par glumele astea total și complet paralele cu realitatea. Deci nu mai avem voie să folosim cuvântul negru. A fost gluma. Da, tati, tot vezi pe Facebook acum și pe asta Insta. Cu știu la ce te referi. Mai, deci nu mai e. Ce culoare are ăla despre? Nu? La aia te referi? Da, și eu le-am apreciat. Băi, da. Nu mai putem spune marea neagră acum. Cum e? Marea de culoare. Nu, boss, spune marea neagră, că e ok. E mare. Ideea este că niște negri au fost în proprietatea unor albi și de atunci nu mai poți să faci treaba asta, vorba aia, în public. Adică să identifici omul ca fiind negru și alb. Trebuie. Dar peretele ăla este negru. Știi? Aia, am pe mine o cămașă neagră. E ok. Tu uite, ești îmbrăcat în negru. E ok. Poți să spui asta. Nu e o glumă acolo. N-arzi nimeni. Da, mă rog, în sfârșit, asta, știi care e chestia? Cu cât ești mai pătimaș, cu atât mi se pare că în viață te chinui mai mult. Boss, fix așa e. Cu cât ești mai... Mamă, deci nu se poate așa ceva, trebuie să... ăla să chinuie în frățioare și să duce și să sfute așa, să scofâlcește, să dă cu curul de pământ și la sfârșit tot un băiat chinuit de viață să fie. Da, ai dreptate. Pe de altă parte, ai foarte mare dreptate, adică eu fiind genul care se dă cu curul de pământ și încearcă să... Că de asta ai și zis-o. Dar mă gândeam, oare România în 20 de ani așa? Nu, dar fă-ți alea că tu mă auzi. România în 20 de ani așa, să zicem că zice, băi Cabral, uite, pentru că acum avem o comunitate destul de mare de oameni de culoare la noi în țară, avem nevoie de o voce, pentru că uite ce s-a întâmplat. Nu te văd aici cu vocea ta, n-am o comune, nu. Băi, România este...
o țară în care avem români, avem romi, avem maghiari, avem tătari, avem turci, avem aromâni, nu în ordinea asta, eu zic cum mi-au venit acum. Uh-huh. Și avem 5 negri. Hai 7 să fim nebuni. Hai, da, tipule, e plin, zic. Ies pe stradă. Salut, vărule, salut, unchiule, salut, mătușă. Ar fi frumos. Bă, mie mi-ar plăcea enorm. Eu când am ajuns în București, Cabral, eu nu ți-am povestit niciodată. Eu am ajuns în București în, nu mai știu, ca să mă pregătesc pentru facultate, cred că în 2004. Și la romană am văzut doi negri. Dă-te de acum. Și nu erau, adică nu era negru ăla african, era negru ăla de state. Ai văzut că e o diferență de nuanță pe care o observ dacă te-ai uitat la clipuri hip-hop, știi? Midnight se numește. Ok. Ăla african e Midnight. Okay. E, dacă îl pui în dreptul unui bloc, noaptea, ai impresia că pe acolo e alee. Ăsta a fost un banc cu negri. Poți să râzi. Nu asta zic. Și... Ce prost ești. Și era pe partea elaltă, pe trotuarul celălalt. Așa? Și am înghețat, Cabral. M-am uitat la ei. Ăștia mi-au banii. Nu, coaie, mă gândeam oamenii mei. Ce ai zis? Tupac! Tupac! Nu, nu sunt idiot în halul ăla. Nici atunci nu eram la modul ăsta de idiot. Whoop, whoop! This is the sound of the police. Like, no? Asta a fost în capul meu. Chiar? Yeah. Asta a fost în capul meu. Nigga! Ma, nigga! Woohoo! Mi s-a străpezit sufletul, bă, băiatule, să-mi bafă. Vai, m-a durut, m-a durut. Uite, jur, du-te în pula mea. Mi s-a ridicat părul pe mine. Eu te și văd. Yo, yo, you know Tupac? You know Tupac? You know Tupac? Mă vrea de Tupac, ia. Chacur. N-aș face niciodată așa ceva, ești nebun. L-am avut pe unul săracu. De asta zic că e infantilitate și că românii, de fapt, sunt... idioți la chestia asta și nici săracii nu o fac din răutate. La un moment dat eram la Papion vis-a-vis de un ATC. Asta zic, pe bogăție acolo. Și, da, bogăție, Golden Brown. Și beam o bere și erau niște prieteni și a venit un tip cu rasta așa, din LA, negru. Ce ai, tu ai început? No, woman, no cry. Asta vreau să zic eu. Nu sunt atât de, nu sunt atât de idiot. Eu tot încerc să spun, dar nu știu cum la un moment dat, dacă mai spui asta, o să mă duc să mă lovesc capul de peretele ăla, crezând că sunt atât de idiot. Zic cu rasta, scuze. Și să zic de N-word de foarte multe ori. Zic cu rasta, zic. A, și trebuie să vorbim și de asta, apropo. Și fii atent, și doar că n-aș fi vrut să ne ducem așa repede în subiectul ăsta, băgame așa. Așa. Și vine omul, se aciuează la noi la masă, așa, noi bineînțeles focșonem deschiși. Ați înțeles, da? Se aciuează, știi? Nu se așează ca orice om alb, negru se aciuează, e un fel ca o, ca o ciupercă a piciorului. Continuă, continuă, da. Zi. Dacă era, dacă era un vamaiot, la fel făcea. Și... și se așează, bă, și începem să bem, nu știu ce, ne zice povestea lui, avea o chitară, începem, cântăm, facem freestyle, bla bla bla, și la un moment dat un băiat, Bogdan, zice, ah, you know, nu știu ce, song from Bob Marley? Și ăsta zice, yeah, of course I know, era bine așa, și ăsta zice, ma, zi, ce zice? Mm. N-am voie să zic. N-am înțeles. Nu pot să zic. Nu ce pot, zici, efectiv, mă? Nu pot să zic. Ce să zici, mă? N. My N. My N. My black n-am person. Înțeles. Da, 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 da. Știi? Da, da. Și omul a făcut așa. No, 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 no. You no, didn't. No. No, you didn't. No. Bă, deci din toată atmosfera aia în care toată lumea era bine, cântam. No, woman, no, no cry. Toată mamiga. Lumea era bine. Și ăsta a făcut așa. No, 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 no. Îi iau așa, îi zic, nu, no, băie, nu, no, facem no, din astea, no, nu. Nu mergem acolo. Da. Și am explicat omului, am încercat să explic că pentru noi nu există acest heritage de, exact, de sclavism în direcția aia, pentru că, din păcate, există într-o altă direcție. Așa, și a înțeles până la urmă, adică n-a fost pe modul ăla cum mi se pare că... Aia, mă rog, era cu niște foc Chanel la masă, în cel mai rău caz își lua bătaie, dar acum nu, știi să știi că nu păreau toți agresivi, doar eu. De asta mi-era frică.
Da. Și de asta mi se pare, știi, că întrebarea e până la urmă, că aici iarăși se reduce în mintea românului. A exagerat băiatul ăla care a fost numit? Păi sau... încă o dată, suntem la scara noastră înțeleg. De bloc. Eu știu că înțelegi și știu că gândim la fel și acum mă pui pe mine să zic nu, ce gândești tu. Doar te rog să le, pentru că ai explicat atât de clar și de logic, doar te rugam să le descompui un pic ca să înțeleagă toată lumea. Deci, oamenii... Că poate nu au prins esența. În 2021, lucrurile. Pe contul meu de Instagram și contul meu de Facebook, sunt în continuare oameni care mă alintă cu negruțul. Cu negroteiul. Negroteiul nostru iubit. Tu te... nu te strâmba la față. Nu, stai. Tu te uiți în spatele, tu te uiți să vezi ce este în spatele gestului și mecanismul îți dai seama că nu e de, bă, cioroiule. E de negru, mâncăiești ochii lui de negruț. E de fapt de bine. Oamenii nu știu de fapt că acolo e și o componentă de jignire. Oamenii zic... Negroteiul nostru iubit! Da, cel... dar ai zis foarte bine, 2021, da, tatili, citește-mi pula durează, mea o da, carte, mă, durează, deschide da, netul pe paginile alea bune, dă-te-mi da. Pula mea, serios, știu, e da, durează. Penibil, e, da, păi asta e, it is what it is, cum ar zice prietenul meu francez, Filip. Care e... Negru.